fostul deputat susține că rezultatele alegerilor sunt previzibile în contextul în care se știe deja cine din organizație își dorește șefia partidului. Institutul de analiză a investigației Bureș Borcea a analizat pe larg. Avem și informații de la surse directe și din alte surse. De la viitoarele alegeri care urmează să fie până la sfârșitul lunii iunie la PSD la nivel de județ, în mod cert vor candida în echipă Weber cu Cosmin Popescu. Weber va obține funcția de președinte al partidului. În noua formulă de conducere vor apărea nume de socialdemocrați care până acum aveau doar calitatea de membri. Este de așteptat ca aici să coaguleze mai mulți dintre tineri și mă refer la Claudiu Manta, care e președintele tineretului și s-ar spune că va ocupa o funcție mai importantă, cea de secretar general al partidului, dar sunt și mulți alții care probabil vor acționa să fie în conducere și vor purta negocieri cu cei care i-am nominalizat și vor câștiga mai mult ca sigur, luând în calcul că, de fapt, Florin Cârciumaru nu va mai candida la funcția de președinte, dar ca o divagație va rămâne în cadrul conducerii partidului și vor acționa împreună ca un tot unitar pentru Partidul Social Democrat. Însă mai sunt Adrian Tudor, George de la Minprest, Ișvan, am văzut că se manifestă a fi în conducere tot la fel spre partea de secretariat general de la Inspectoratul Școlar. Mihai Weber este primul care și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD Gorj și tot el a pus umărul la crearea unui scandal în organizația județeană în momentul în care a aflat că alegerile ar putea fi amânate până în 2021.